Următoarea noastră invitată are o dragoste aparte pentru muzica poporului și portului în național, un lucru mai puțin întâlnit la tânăra generație. O caracterizează folclorul autentic, cel moștenit de la bunici, oameni din sat, de la strămoși. De această dată, interpreta Alexandrina Mămăligă ne surprinde cu un nou produs, spune-i bade mamei tale, despre aceasta, da, și despre alte lucruri frumoase. Discutăm în continuare cu ea. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Și bine ai venit! Bine la ai venit! Bine ai revenit! Mulțumesc. Pentru că data trecută, cam prin aprilie, s-a întâmplat anul trecut, ai venit Nu singură, da. Să ne spui un pic cum a trecut sarcina, pentru că era în a șaptea lună a sarcinii și cum s-a dezvoltat fetița, cum se dezvoltă? Ce să zic, sunt foarte încântată să fiu iarăși invitată a emisiunii dumneavoastră, fetița este bine, deja este măricică, așa, foarte energică, foarte dinamică, foarte veselă, deci se descurcă, ca și orice părinții, alt copil. Se descurcă părinții, da, se descurcă, încearcă să descurce cu cât se poate mai bine. Cum ți-a reușit să combini în această perioadă și cariera muzicală, dar și grija de mamă, de familie? Dacă o să spun că a fost foarte, foarte simplu, o să spun o minciună. Uh-huh. Este destul de complicat, dar încerc să fiu o mamă bună și la fel să nu mă las de activitatea mea artistică. Și, desigur, a fost o perioadă foarte încărcată pentru mine, chiar dacă am un copil mic. Am participat la foarte multe evenimente, foarte multe festivaluri în România, de unde am venit și cu premii. Și sunt foarte încântată că, cumva, cariera mea, pas cu pas, începe să evolueze. Asta e foarte important pentru un artist care foarte mult își dorește să crească și la un moment dat cunoaștem cazuri când intri în depresie, în stres. Cum te descurci sau cum ai reușit să le eviți sau nu ai treabă cu stresul sau depresia? Nu, sunt o persoană destul de depresivă, ca și orice alt om și mai ales ca și orice artist am această tendință. Însă am așa o putere interioară, atunci când cad, se întâmplă să fiu o săptămână, două, cumva mai stresată, mai emoționată, poate să plâng și foarte mult chiar zi de zi, după care încerc să-mi revin, să înțeleg că viața e frumoasă, că chiar și dacă sunt foarte multe impedimente în acest domeniu, trebuie să le trec cu briu și trebuie să continui să fac ceea ce îmi place cel mai mult în această viață. Mm-hmm. Da, Alexandrina, cât de motivant! Foarte fain! Spuneai că fetița e foarte activă, ascultă muzică populară pe fundal, îi place sau nu înțelege încă? Ascultă muzică populară încă din burtică, dar ascultă și alte genuri de muzică. Acum a început mai mult și desene animate să privească, dar e foarte activă și chiar atunci când aude orice ritm muzical, dă din picioare, râde, deci este un copil soare, să zic așa. Da, și-a pus genele amprenta. Să ne spui, ce ai făcut tu în ultima perioadă, din punct de vedere muzical, carieristic? Cu ce te-ai ocupat? La ce proiect ai lucrat? Deci, vara asta mai mult am fost ocupată cu mai multe festivaluri, am fost concurentă mai multor festivaluri din România, am cântat iarăși pentru a doua oară cu Orchestra Lăutarii la festivalul Cântecul de Dragoste de-a lungul Dunării de la Brăila și a fost o experiență minunată. Am mai fost la festivalul Cânt și joc pe Hârtibaci din Sibiu, din Agnita Sibiu, unde am fost premiată cu premiul 3 și pentru mine a fost o încântare pentru că a fost primul meu premiu, să zic așa, în România și sunt mulțumită că pas cu pas încep să văd ceva așa mai conturat, mai frumos. Da, cercetările tale, felul tău de a munci, pentru că tu ești o interpretă foarte serioasă când vine vorba de muzica populară, muzica autentică, cum au loc ele și, nu știu, poate cumva să vii și cu o sugestie pentru tineri interpreți care se lansează acum în muzica asta populară și cam își dau seama că nu fac lucrurile corect în raport cu autenticul. Mă rog, în lumea în care trăim este destul de complicat să spui ceea ce este corect și ceea ce este incorect, chiar și în muzica populară, pentru că, la fel ca și orice alt domeniu, muzica populară se dezvoltă și fiecare are cumva un alt stil, chiar și dacă e același gen de muzică, să zic așa. Însă eu rămân iarăși la ideea că trebuie să încercăm, cel puțin să încercăm să prețuim și să promovăm folclorul autentic, iar pentru aceasta trebuie să citim, în primul rând foarte mult, trebuie să vedem ce mai spun cărțile, ce mai spun etnologii și să fim foarte atenți la ceea ce fac și alți oameni care au avut ceva de spus în acest domeniu, adică să nu ni se pară nou că suntem zei
că avem 2, 3, 4, 5, 10 ani de cântat și deja... Și o să dăm totul peste da, cap și dăm totul facem revoluție. Cap, da. Uneori ceea ce este simplu este cel mai frumos și asta am observat nu doar în muzică și nu doar în ceea ce fac, dar în general în viață. Ajungi la ideea asta când te maturizezi un pic. Să ne spui despre noul tău produs, cu ce ai lucrat, de unde a venit inspirația. Ce să-i spună Bade? Bade. Totuși, sunt curios. Deci, noul meu produs muzical, să zic așa, este unul, de fapt, destul de vechi. Este un cântec pe care l-am imprimat încă în 2022, dar l-aveam în gând așa de mai mult timp. Este o piesă cu care am participat și la câteva festivaluri de folclor în România. Se numește, spune-i Bade mamei tale și este un cântec liric de dragoste, așa, cu o tematică mai tristă, să zic așa, o dragoste neîmplinită sau neîmpărtășită. Dar mie mi-a plăcut foarte mult subiectul și mi-a plăcut și linia melodică. Este din folclor, la fel textul, cât și linia melodică. Însă am decis eu că trebuie să-l interpretez, să-l aduc în publicului, să fac ceva din această piesă. A fost imprimat în studioul domnului Ion Condra din Ialoveni. A fost orchestrată de aranjorul Adrian Istreanu și deja am făcut un clip la căsuța Casa Muzeu Casa Părintească din Palanca Călăraș și mulțumesc mult doamnei Tatiana Popa pentru onestitate și pentru faptul că s-a purtat așa frumos cu noi. Așa, noi abia așteptăm să vedem videoclipul, dar te rog să ne spui, eu intuiesc după versuri că e vorba de mama care e între ăștia doi tineri și mama care e soacra mare, putem spune, deși nu dă voie tânărului să se îndrăgostească de tânăr. Nu neapărat așa, e vorba despre niște cuvinte sau zic așa, niște bârfe care au fost inițiate de către mama soacră. Așa. Și eu liric cumva îi se adresează Badelui, dar nu în mod direct, cred că mai mult este un gând. Am înțeles. Zic să-l ascultăm, să-l vedem și noi revenim la discuție. Da, chiar acum. Alexandrina Mămăligă, spune-i Bade mamei tale, o piesă sensibilă, da, și trebuie morală. Trebuie înțeleasă, ascultată. Alexandrina, noi avem puțin timp la dispoziție să ne spui dacă ai mai schimbat ceva sau îți place tot ce a ieșit. Eu sunt o fire foarte perfecționistă și mereu
vreau și trebuie să mai schimb câte ceva, sunt foarte atentă chiar și la fiecare interviu, ceea ce am vorbit, cum am arătat, cum am gesticulat, la absolut orice moment. Și la fel, și din punct de vedere muzical, sunt la fel foarte autocritică. Am încă foarte multe lucruri de schimbat, vreau să fac niște piese mai ritmate. El pe mine nu prea mă reprezintă, însă eu încerc și am deja în lucru câteva piese. Și cam asta este situația. Da, Alexandrina, felicitări, mulțumim că ne-ai acceptat invitația și sperăm să auzim de la tine cât de curând noutății despre premierele muzicale. Marina. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă doresc o zi frumoasă. O zi frumoasă, mulțumesc. Și fericită. Mulțumesc.